Inspectorii ITM Suceava au desfășurat mai multe controale în luna iunie în ceea ce privește construcțiile și relațiile de muncă. Domeniul urmărit a fost respectarea regulilor privind munca angajaților, timpii de lucru și zilele libere necesare. În luna iunie, anul curent, pe toată perioada s-a desfășurat o campanie pe linie de construcții, câte 3 zile în fiecare săptămână. În prima săptămână a lunii chiar am extins acțiunea și în cursul zilei de sâmbătă, când se consideră sau este zi liberă. În prezent încă lucrăm la centralizarea rezultatelor obținute pe timpul acestei campanii, campania de fapt fiind mixtă și pe domeniul relațiilor de muncă, ocazia cu care au fost verificați timpii de lucru, cât timp lucrează persoanele, dacă li se acordă timpul liber necesar.